Ediția din acest an a Festivalului Național de Teatru de la Buzău se anunță una de excepție. Organizatorii anunță că pe scena de la Buzău se vor juca spectacole cu mare succes la public, toate opere ale unor mari dramaturgi. Tema aleasă pentru ediția 2018 a Festivalului Buzău iubește teatru este, la fel ca și anul trecut, dragostea. Conducerea teatrului George Ciprian, organizatorul festivalului, anunță și o premieră absolută pentru ediția din acest an. Vor fi prezentate mari texte ale dramaturgilor universali cu tema dragostei și, ca noutate, ceea ce pot să vă spun este că anul acesta vom avea un teatru de marionete realizat de Teatru Țăndărică pentru adulți. Buzăul iubește teatru, așa cum se numește acum Gala Vedetelor Vede Teatru, se va organiza atât în sala de spectacole a teatrului din Buzău, cât și în locații neconvenționale. Vom avea spectacole de la teatrul din Ploiești, la teatrul de revistă din Ploiești, vom avea de la Brăila, avem de la Craiova, avem teatrul Odeon, avem teatrul Bulandra, teatre independente. Buzău iubește teatru, manifestare organizată cu sprijinul Consiliului Județean Buzău, va avea loc în perioada 19-26 mai. Biletele pentru spectacolele din cadrul festivalului vor fi puse la dispoziția iubitorilor de teatru începând cu săptămâna viitoare și pot fi achiziționate atât online de pe site-ul teatrului, cât și de la agenția de bilete de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu.